primul lucru care îmi trece prin minte în momentul în care sunt întrebată despre o procedură dermatoestetică care ar fi de utilizat în perioada rece este Dermapen. De fapt, este o procedură de microneedling care presupune utilizarea unui pen, unui stilou, care se poate accesoriza la unul dintre capete cu un microdevice de unică folosință cu 12 microace. Se gratează toată fața, se zgârie în termeni obișnuiți, se zgârie toată fața. Pe procesul inflamator sunt atrași niște mediatori ai inflamației care la rândul lor stimulează sinteza de neocolagen și elastină. În felul acesta se produce o rejuvenare, o reîntinerire cutanată, din punctul meu de vedere, fabulos. Practic nu injectăm nimic, se pot aplica diverse creme în timpul procedurii care pot conține puțin acid hialuronic și cocktailuri cu vitamine, dar ca injectare propriu-zisă nu. Este vorba despre un grataj și ulterior aplicarea de creme reparatorii, dar asta când pacientul pleacă acasă. Din experiența mea personală, am observat că nu este tot mai salutar de folosit vara, pentru că vara presupune că există factori iritanți suplimentari, cum ar fi transpirația, respectiv razele ultraviolete care pot stimula melanogeneza și există riscul de hiperpigmentare reziduală. Astea sunt cele de motive pentru care eu personal nu fac o recomandare ca procedura să fie utilizată sau să fie efectuată în perioada caldă și mai degrabă în perioada rece. Procedura se face sub anestezie locală, un anestezic topic care se aplică pe față cam cu o jumătate de oră înainte de efectuarea procedurii. Ulterior se face acest grataj în timpul procedurii, nu se simte absolut nimic sau poate pacientul anunță o discretă usturime care se remite în câteva minute. Se va pleca din cabinet în urma procedurii cu o față roșie, da? Dar și care nu este cazul să fie expus, repet, prafului sau razelor solare. Și cam asta ar fi toată treaba. Acasă începem ușor-ușor să utilizăm creme reparatorii, care în 2-3 zile readuc fața la textura pe care noi o așteptăm și dacă cumva nu necesită o altă procedură, înseamnă că ne mulțumim sau că problemele noastre au fost suficient de minore cât să nu anunțăm o altă ședință. Adresabilitatea procedurii este oarecum universală, pentru că fiecare dintre noi, într-un mod mai mult sau mai puțin accentuat, ar putea avea nevoie de Dermapen. Iată că procedura poate să rezolve într-un mod substanțial porii dilatați și este adevărat că fiecare dintre noi, după ce face un pachet clasic de 4, 5, 6 proceduri, are tendința, conform componentei și predispoziției genetice, să se întoarcă la ce a fost cândva. Însă dacă agreăm că la un moment dat avem nevoie și de o procedură de întreținere la o perioadă de timp, atunci lucrurile sunt într-adevăr vizibile pe termen lung. Deci se adresează porilor dilatați, unei texturi cutanate, oarecum îmbătrânite, ridurilor fine, merge foarte, foarte bine pe cuperoză, merge foarte bine pe hiperpigmentări, că sunt ele superficiale, că sunt profunde, merge foarte, foarte bine și de asemenea merge pe alopeciile difuze, pe pacienții cărora le cade părul, pe vergeturi. Iată, sunt femeile care, după ce au născut, rămân cu vergeturi reziduale, sunt tinerii care cresc într-un mod alert și atunci rămân cu aceste vergeturi. Dermapenul poate să le fie util și pot să-și rezolve problema cu această procedură.